Bună dimineața, Biserică Speranța! Bine ați revenit împreună cu noi și în această duminică dimineața! Acolo unde ești, cântă împreună cu noi! Domnul nostru este credincios și doar pe cuvântul Său putem să ne clădim viața. Hai să cântăm împreună! Fața sa, cu milă mă va înconjura. Și orice vivor de-ar veni, pe stâncă sigur eu voi fi. Ținesc pe stâncă, pe Hristos, nici când pe malul nisipos, nici când pe malul cântat un imn în momentele următoare, am vrea să te invităm să înveți o cântare nouă, să învățăm o cântare nouă împreună. Hristos a înviat și El e viu în vecii vecii. Am căutat în lume împlinire, comori pe pământ, laude prin cânt. Nu sunt de ajuns, dar Tu ai venit și mi-ai adus salvare. Sufletul meu s-a liniștit în dragostea Ta. Să mă găsesc.
ca tine, Iisus, nu e nimeni, nimeni ca tine, Iisus, nimeni, nu e nimeni, ca tine, toată lumea să spună Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Pentru că Iisus Hristos este viu astăzi și este viu în vecii vecilor. De aceea spunem plin de credință, adevărat a înviat. Biserică Speranța, prieteni dragi, suntem live de la Casa Tineretului în dimineața aceasta și ne bucurăm atât de mult să fim alături de voi. Să vă salutăm în dimineața aceasta pe toți cei care sunteți împreună cu noi. Vă salutăm pe cei care sunteți împreună cu noi pe Facebook Live, pe YouTube Live, pe site-ul bisericii bbso.ro Live. Și acolo unde ești, spune-ne un cuvânt de încurajare, salută-ne și tu ca să putem și noi să te salutăm pe tine și dați-mi voie să fac ceva inedit în dimineața aceasta. Am venit cu telefonul în mână pentru că vreau să vă salut pe cei care sunteți împreună cu noi, vreau să vă salut pe cei care sunteți alături de noi astăzi. Avem prieteni care ne urmăresc din Germania, salut, îi salut pe familia Lavric, Domnul să vă binecuvinteze, din Lugoș, Renate Aura e alături de noi, din Oradea, Otilia, soția mea, Otilia, mulțumesc frumos că mi-ai călcat cam așa.
De asemenea, avem împreună cu noi prieteni din Hațeg, avem împreună cu noi în dimineața aceasta prieteni care ne urmăresc din Austria, din toată țara. Domnul Iisus să vă binecuvinteze și ne bucurăm așa de mult să fim împreună și am vrea interacțiunea noastră să treacă dincolo de ecranele voastre și am vrea așa de mult să știm că, deși suntem distanțați, suntem împreună, Biserica lui Iisus Hristos. Dați-mi voie să mă duc puțin și pe YouTube, să-i salut și pe prietenii noștri care în aceste momente ne urmăresc de pe YouTube. Mulți, mulți prieteni, Micula Bogdan, Alina Diaconu, Budai Ioan, sunt prieteni din Italia care sunt alături de noi în aceste momente. Dragilor, am vrut să știți în dimineața aceasta că nici noi nu suntem singuri aici, nici voi nu sunteți singuri acasă. Nu știu cum sunteți voi la casele voastre, dar noi aici, în momentele acestea, simțim din plin prezența lui Dumnezeu și ne rugăm să o simțiți și voi în casele voastre. Și în momentele care urmează, aș vrea să îl invit aici, pe scenă, pe prietenul meu, Vlad, să vină și să facă anunțurile pentru dimineața aceasta. Și stau un pic mai departe de tine, dar aici strigă pe YouTube, Vlad, Alba Iulia, Reghin, Chișinău, Timișoara, Vatra Dornei, pe toți vă salutăm, vă salut și eu, pe prietenii noștri de la BBSO din Baia Mare, îi salutăm și pe ei. Așa este, deși cred că și ei sunt live în momentele acestea. Și ne rugăm Domnul Iisus să fie cu ei acolo unde sunt. Numai atât am vrut să spun, Vlad, că dacă n-ar fi vorba despre distanțarea aceasta socială... Am stat mai aproape. Am stat mai aproape și ți-aș lăsa gulerul jos ca să împlinesc dorința multora dintre cei care ne urmăresc în aceste momente. Nimeni nu știe să facă anunțurile așa frumoase ca tine, așa că te las să faci anunțurile. Mulțumesc, Cristi, după cum vezi, cămașa mea este mai puțin călcată decât a ta, dar e bine și așa pentru că suntem în perioada de pandemie. Dați-mi voie să am câteva anunțuri pentru biserica noastră. Așa cum am spus, vă salutăm pe toți și ce vreau să vă amintesc este că, în ciuda faptului că urmărim această transmisiune online, aș vrea să vă invit să îi chemați și pe alții alături de noi. Invitați-vă prietenii, invitați-vă familia să ne urmărească. Dați-le un link la această transmisiune, trimiteți-le chiar acum un SMS, pentru că și ei pot să se bucure de ceea ce se întâmplă aici, de părtășia pe care o avem împreună în Duhul Domnului. Aș vrea să vă amintesc că în fiecare sâmbătă dimineață, de la ora 10, avem programul special al copiilor, programul BBSO Kids. Dacă încă n-ați văzut programul de ieri, vă invit ca la terminarea acestui program să mergeți pe pagina de Facebook dedicată pentru BBSO Kids și să urmăriți programul de ieri. Și de asemenea, sâmbăta viitoare de la ora 10 vă așteptăm la o nouă întâlnire cu copiii de la BBSO. Mâine seară, de la ora 8, ora 20, ne reîntâlnim pentru rugăciune. Haideți să continuăm să ne rugăm. Haideți să continuăm să stăm în părtășie, în rugăciune și unii cu alții. Mâine seară, de la ora 20, în camera Zoom dedicată pentru rugăciune, vă așteptăm pe toți membrii BBSO la acest timp special. De asemenea, mulți dintre voi ne-ați întrebat despre formularul 230. Este acel formular prin care toți cei care plătim taxe putem redirecționa o parte din impozitele pe care le datorăm către Biserica Speranța. Ceea ce putem face este să mergem pe bbso.ro/formular230 și, completând acest formular, putem redirecționa până la 3,5% din impozitele pe care le datorăm către Biserica Speranța. Iată încă un mod prin care putem să donăm, putem să sprijinim lucrarea de la BBSO. bbso.ro/formular230, ar trebui să aveți acest link, această adresă, inclusiv în secțiunea de comentarii de pe Facebook, de pe YouTube. Dacă aveți orice întrebări legate de completarea acestui formular, vă rog să ne trimiteți un e-mail la amin@bbso.ro. Mai am încă o veste bună, merită să completați acest formular, pentru că completându-l
faceți, redirecționați, faceți o donație și redirecționați impozitul pe profit către BBSO pentru o perioadă de 2 ani. Deci dacă îl completați acum, anul viitor nu va trebui să-l mai completați. De aceea vă încurajez să folosiți și acest mod pentru a sprijini lucrarea de la BBSO. Haideți acum să continuăm să ne închinăm. Și haideți să ne închinăm nu doar cântând, ci să și ne închinăm cu banii noștri. Puteți să sprijiniți chiar acum viziunea BBSO donând cu cardul dumneavoastră online pe pagina BBSO, făcând un transfer. Acum să ne închinăm atât cu banii noștri, cât și cu cântul nostru. O vorbă să-mi spui, știu că ai putea. La un cuvânt de-al tău, planul s-ar schimba. Dar dacă cerul tace față de durerea mea, la tine îmi înalți rugă. Lingua pa morții, tu
groapa morții. Pentru ce mă numești bun, zice Domnul Iisus? Unul singur este bun. Dumnezeul nostru care este în cer este bun și în același timp El este și suveran și își supune toate lucrurile. Nimic nu-i scapă. Și Dumnezeul acesta al nostru este Dumnezeul în a cărui plan găsim biserica, biserica sa. Pentru că noi aparținem lui și oriunde ai fi în momentele astea, aș vrea să te provoc să îl lași pe Domnul prin Duhul Său cel Sfânt care te locuiește indiferent între ce ziduri te afli, indiferent că ești la tine acasă, indiferent că ai fi aici. Te locuiește prezența lui Dumnezeu, te locuiește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ziua Domnul îmi face parte de îndurarea sa, zice David. Iar noaptea, am cu mine cântarea lui și rugăciunile pe care le înalți către Dumnezeul vieții mele. Aș vrea să te provoc acolo unde ești, chiar să te conectezi împreună cu noi. Nu doar să te conectezi live, nu doar să te conectezi pe un monitor, ci chiar să te conectezi împreună cu noi și să te rogi împreună cu noi. Fă liniște în jurul tău, indiferent dacă ai 6 ani, 30 de ani sau peste 65 de ani. Domnul nostru este prezent și îți primește rugăciunea. Și aș vrea să vă provoc să ne rugăm pentru două lucruri. Pe de o parte, pentru pace. Pentru pace în mijlocul furtunii. Vă amintiți de Hristos care dormea în mijlocul furtunii și vin ucenicii la El să-L trezească? Doamne, nu-ți pasă? Ba da, Domnului îi pasă, dar El știe și nimic nu-i scapă de sub control. Așa că roagă-te ca Domnul să-ți dea pace în inimă și să facă îndoiala și neliniștea să plece. Și apoi, haideți să ne rugăm pentru biserică. Roagă-te ca Domnul să-și poarte biserica mai departe și roagă-te ca Domnul să se folosească de tine chiar și în perioada asta ca să-și proclame cuvântul și să facă împărăția Lui să se extindă mai departe chiar și în perioada asta.
suntem doar aparent închiși în casele noastre. În realitate, rămânem o forță, rămânem puternici împreună cu Hristos, Domnul nostru. Așa că roagă-te ca pe de-o parte să-ți umple, Domnul, inima cu pace. Și apoi, odată ce ești plin cu pacea lui Hristos, să fim olipsitori și să o dai și altora. Haideți să ne rugăm. Primește-ne, Doamne, rugăciunea, te rugăm. Primește-ne rugăciunea înaintea Ta. Hristos a înviat și Domnul nostru e Domnul vieții. Hristos e viu. Și mă gândeam că nu se vor supăra prea tare pe mine colegii mei din dimineața asta dacă schimbăm puțin programul aici și cântăm cu toți împreună, acolo unde suntem. Hristos a vedem în dimineața asta și nu știu dacă cu adevărat inima ta crede. Hai să mai cântăm o dată acest adevăr măreț, să te umpli de bucuria asta. Hristos a înviat și Hristos e viu în veci. Hai să cântăm. Hristos a Doamne, te rugăm să dăruiești viață și în dimineața asta. Și oameni care poate întâmplător au ajuns pe BBC Online împreună cu noi, în BBC Virtual. Doamne, mă rog, astăzi să le dai viață. Biserica ta să fie din nou triumfătoare și Evanghelia ta proclamată în așa fel încât oamenii să fie mântuiți. Ți-aducem toată închinarea și te rugăm, rămâi cu noi. Umple tu închinarea noastră. Avem nevoie de tine, Domnul nostru. Amin. Cel din tâi, Iisus, acela
tu rămâi. Iisus, ești Domnul domnilor, Iisus al nostru salvator, Iisus fiind veci glorificat. Iisus, Iisus, ești Domnul domnilor, Iisus al nostru salvator, Iisus fiind veci glorificat. Iisus, tu cerul ai lăsat, Iisus, la slavă ai renunțat, Iisus, în lume ai venit, Iisus, de toți disprețuit, Iisus, ești Domnul Domnilor, Iisus al nostru salvator, Iisus fiind veci glorificat. Iisus, Iisus, ești Domnul domnilor, Iisus al nostru salvator, Iisus fiind veci glorificat. Iisus e putere, în numele Lui poți fi ajutat. În numele Lui Iisus e putere, în numele Lui poți fi vindecat. În numele numele Lui, numele Lui poți fi salvat. În numele Lui Iisus e putere, căci Domnul biruința câștiga. Iisus, ești Domnul domnilor, Iisus al nostru salvator, ce ai murit. Iisus, trei zile în groapa, Iisus, din morți te-ai înviat. Iisus, ești Domnul domnilor, Iisus al nostru salvator, Iisus, fiind veci glorificat. Iisus, ești Domnul domnilor, Iisus al nostru salvator, Iisus fiind veci glorificat. Iisus, Iisus, ești Domnul domnilor, Iisus al nostru salvator, Iisus fiind veci glorificat. Doamne, vin și-n genunchezi, ție mărturisesc. Fără tine aș cădea, doar tu ești
mea și a mea apărare. Acolo unde-i mult păcat, e har mai mult nemăsurat. Hristos în din furtună putem să ne clădim viețile. Cânta asta împreună cu noi, spune. Stânca mea e Hristos, Lui rămân veșnic credincios. Mai spunem încă o dată cu toții: eu de tine am nevoie. În vremuri ca și acestea și în orice vreme avem nevoie de Iisus Hristos. Avem nevoie de El. Eu de acolo unde ești, cântă împreună cu noi. Înalță-ți glasul înspre Dumnezeu și spune-i din toată inima: Doamne, am nevoie de Tine. Never.
mulțumesc echipă de închinare. Domnul să vă binecuvinteze și să vă răsplătească pentru tot ceea ce faceți. Ați cântat frumos în dimineața aceasta aici, dar ați cântat frumos și cei care v-ați închinat și care vă închinați împreună cu noi în casele voastre. Încă o dată aș vrea să vă salutăm pe toți cei care sunteți alături de noi în aceste momente. Suntem live de la Casa Tineretului în această dimineață și ne bucurăm să putem să fim împreună și v-am salutat pe câțiva dintre voi mai înainte. Între timp au fost și alții care ne-au salutat online. Am avut prieteni, avem prieteni care sunt de la mare, mare distanță și sunt împreună cu noi astăzi, cum ar fi, de exemplu, prieteni din Chihei City. Unii dintre voi vă întrebați, unde e Chihei City? Intrați pe Google Maps, scrieți acolo Chihei City și o să-l găsiți. Avem prieteni din Portland, îl salutăm în dimineața aceasta pe prietenul nostru, Dan Damian, este împreună cu noi. Domnul Iisus să te binecuvinteze, prieteni din Paris și prieteni care sunt alături de noi. Și mă bucur așa de mult să putem să ne închinăm împreună și dați-mi voie să ne luăm, de fapt, câteva momente și haideți în momentele acestea să venim înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să mă rog pentru Biserica Speranța, aș vrea să mă rog pentru cei care sunteți live alături de noi, aș vrea să mă rog pentru toți cei care urmăriți acum sau care unii dintre voi veți intra mai târziu și veți urmări programul acesta. Dar așa cum stăm, haideți să închidem ochii și să venim înaintea Domnului în rugăciune. Tată, îți mulțumim că și în aceste vremuri de distanțare socială, Tu ești Dumnezeul care se apropie de noi. Și îți mulțumesc că Te-ai apropiat de noi astăzi. Îți mulțumesc că Te-ai apropiat de noi cei care suntem aici, la Casa Tineretului. Și, Doamne, chiar dacă nu suntem adunați împreună cu toată biserica și suntem răspândiți în diverse locații, îți mulțumesc că Te-ai apropiat și de cei care ne urmăresc live în aceste momente. Doamne, Te rog așa de mult, lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să ne viziteze pe fiecare în dimineața aceasta, acolo unde suntem, la casele noastre. Doamne, în familiile noastre, fă-ne să simțim, Doamne, prezența Ta. Mă rog pentru momentele care urmează. Doamne, Te rog să-mi dai cuvinte potrivite pentru toți cei care sunt alături de noi. Doamne, Te rog să vorbești specific în dimineața aceasta. Te rog atât de mult, Duhul al lui Dumnezeu, arată-ți puterea astăzi, în această primă duminică din luna mai. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Amin. La începutul anului 2020, cu foarte mult entuziasm și cu foarte multă pasiune, am început o serie de mesaje dintr-o scrisoare a Noului Testament. Este scrisoarea pe care Apostolul Petru a trimis-o evreilor care erau răspândiți în toată lumea. Când a început această perioadă de pandemie, ne-am oprit din această serie de mesaje, apoi au venit sărbătoarea Învierii. Dar astăzi aș vrea să ne reîntoarcem la această scrisoare frumoasă a lui Petru, fiindcă se potrivește atât de bine cu vremea pe care o trăim astăzi. Parcă ar fi fost scrisă specific pentru noi. De aceea, uitați-vă doar la ce spune Petru când vorbește despre scopul acestei scrisori, de ce a scris această scrisoare pentru cei din vremea lui. Preiubiților, spune Petru, să nu fiți surprinși de încercarea de foc care are loc în mijlocul vostru. Să nu fiți surprinși de încercarea de foc. Dacă ați fi aici, Biserică Speranța, v-aș întreba în dimineața aceasta, se potrivește acest verset pentru vremea în care trăim? Se potrivește? Am câțiva prieteni aici, totuși, care au rămas din echipa. Puteți vorbi cu mine. Prefaceți-vă că sunteți 500 de oameni dimineața aceasta și vorbiți cu mine, ok? Deci, se potrivește această expresie. Să nu fiți surprinși de încercarea de foc. La fix răspunde biserica, respectiv Răzvan, în momentul acesta. De foc, încercarea lor era persecuția, care are loc în mijlocul vostru, ca și cum vi s-ar întâmpla ceva neobișnuit. Vedeți, pe noi ne-a luat prin surprindere coronavirus.
Dar pe ei, persecuția nu i-a luat prin surprindere, deși totuși poate că i-a luat prin surprindere și nu se așteptau la o persecuție atât de grea din partea nebunului Nero, dar cu toate acestea, Petru spune, să nu fiți surprinși. Să nu fiți surprinși. Și astăzi, aș vrea să pun o întrebare pentru toți cei care ne urmăriți online. Întrebarea este aceasta. Va mai fi biserica ce a fost? Pentru că ajungem în capitolul 2, unde Petru vorbește despre biserică și Petru vrea să aducă o încurajare pentru toți cei care erau răspândiți. Pentru că și în vremea lui Petru, să vedem imediat, oamenii erau răspândiți, erau izolați în diverse locuri. Biserica nu era împreună ca și la Rusalii și astăzi suntem la fel. De aceea întrebarea este, va mai fi biserica ce a fost? Pentru că ultima întâlnire cu toată biserica aici a fost în data de 8 martie și a fost o mare bucurie, iar apoi brusc a trebuit să ne oprim. Și acum mulți oameni se întreabă când se vor redeschide bisericile. Mulți oameni se întreabă oare va mai fi cum a fost înainte sau oare când va mai fi cum a fost înainte, pentru că biserica pe care am cunoscut-o până în data de 8 martie parcă a dispărut dintr-o dată brusc. Pe neașteptate, ne-a luat prin surprindere și acum mergem la biserică online. Și imaginea noastră despre biserica online este că toată familia se adună frumos în jurul ecranului cu Biblia în mână, ceva probabil asemănător, și se uită la biserică și cântă împreună cu biserica. Dar probabil că în viața reală, biserica este puțin asemănătoare cu această poză. Probabil sunt copiii care aleargă prin casă. Probabil că astăzi lucrurile nu sunt chiar așa de perfecte ca și în poza anterioară. Și atunci, biserica online schimbă mult dinamica bisericii, schimbă mult ceea ce știam și ceea ce cunoșteam înainte și sunt câteva caracteristici. Una dintre ele este confortul pe care ni-l oferă vremurile acestea. Te simți dintr-o dată confortabil pentru că nu mai trebuie să te trezești cu 2 ore înainte, să te aranjezi, să-ți îmbraci copiii, să-ți montezi tot ceea ce este de montat și să vii după aceea la biserică. Poate că unii dintre voi v-ați așezat în fața ecranului și v-ați urmărit programul acesta în aceste momente exact cum v-ați trezit. Poate unii nici nu v-ați trezit și o să vă treziți mai târziu și o să intrați live alături de noi sau o să urmăriți programul ulterior, dar există un anume confort. Poate unii dintre voi acum luați micul dejun, prăjiți ouă în timp ce vă uitați și la predică. Ce confortabil, ce convenient, cât de mare este conveniența aceasta să poți să fii la biserică, dar să îți și faci treaba prin casă în același timp. Oare vor mai vrea oamenii să vină la biserică după această perioadă de pandemie? Este întrebarea. Pentru că e una să bei cafeaua în timp ce te uiți la program, în fața televizorului, pe un scaun mult mai confortabil ca și acesta care este aici în biserică. Nu? În vremurile acestea, inclusiv biserici care poate până acum rezistau tehnologiei, dintr-o dată au mers live, dintr-o dată au îmbrățișat tehnologia și toate aceste lucruri care înainte poate nu erau chiar atât de bune. Un prieten mi-a povestit zilele trecute, zice, în urmă cu mulți ani am mers la pastorul bisericii și i-am propus, zice, să transmitem programul live. Mi-a spus, în biserică la noi niciodată nu se va întâmpla lucrul acesta. Probabil că în această dimineață sunt și ei live. Există un anumit confort pe care biserica online ți-l oferă, dar mai mult decât aceasta, există un anume consumism eclesial care se întâmplă în aceste zile. Consumism eclesial, da? Pentru că în această perioadă a fost nu doar pandemie de coronavirus, dar a fost pandemie de clipuri, de postări, de mesaje, de bloguri, de ce vreți voi. Și în această perioadă consumismul eclesial este pe pâine. Poți pur și simplu în perioada aceasta să te uiți online
Poate unii dintre voi sunteți live pe BBSO, sunteți live și pe alte biserici. Unii dintre voi poate mă ascultați și pe mine, ascultați și pe alții. Ascultați mai multe serii de predici în același timp. Poate ascultați predică și cântare în același timp. Duminica dimineața a devenit un fel de bufet suedez și poți să ciugulești ce-ți convine din fiecare biserică. Și este acest consumism eclesial, consumism religios, cu care ne obișnuim în această perioadă. Dacă nu-ți place predica, nu poți să ieși în timp real. Vă rog, nu ieșiți. Mai rămâneți cu mine câteva momente. Dar nu mai trebuie să te ridici, să ieși afară din biserică, să spui, lasă că vin duminica viitoare, poate va fi mai bine. Dacă te plictisești, nu mai trebuie să te pui să numeri becurile din biserică sau mai știu eu ce altceva, pentru că biserica online îți oferă un anume confort, dar poți fi să devii un iubit consumator al lui Dumnezeu. Și atunci, întrebarea este următoarea. Va rezista biserica în vremuri ca și acestea? Va mai fi biserica ce a fost? Versetul acela din Psalm care spune, mă bucur când mi se zice, haide la casa Domnului, va mai fi valabil pentru noi. Unii dintre voi abia așteptați să se redeschidă bisericile și cred că cei mai mulți. Și cred că după ce se vor redeschide bisericile și vom putea fi toți împreună și lucrurile vor reveni la normal cum au fost înainte, nu știm când va fi aceasta, bisericile vor fi pline, întrebarea este pentru cât timp. Va mai fi biserica? Ce a fost? Va rezista biserica? Sau între voi, sau între cei care ne urmăresc, vor prefera să rămână în această biserică virtuală? Sau unii poate că se distanțează nu doar social, dar se distanțează inclusiv spiritual. Mă bucur că punem astfel de întrebări. Haideți să deschidem la 1 Petru, la capitolul 2, pentru că aș vrea în momentele care urmează să vedem ce spune Petru, cum răspunde Petru, cum răspunde cuvântul lui Dumnezeu, pentru că, dragilor, important nu este ca noi să dăm răspuns la această întrebare, important este să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ofere răspuns la această întrebare. Și răspunsul pe scurt la întrebarea aceasta este un da categoric. Biserica va rezista. Dar biserica nu va rezista datorită nouă, ci biserica va rezista, haideți să vedem prima lecție pe care o învățăm în dimineața aceasta, biserica va rezista pentru că biserica nu este o casă de piatră, ci este o casă pe piatră. Amin. Nu este o casă de piatră, nu când cineva se căsătorește îi urez casă de piatră, apropo Ioana fosta Ciobanu, din echipa de închinare, pentru prima dată a fost împreună cu noi în dimineața aceasta și suspectez, Ioana, Domnul să te binecuvinteze, și-a făcut o nuntă cu 8 persoane, nu știu cum a fost, poate ne povestește odată, dar poate unii sau mulți care n-au participat i-au urat casă de piatră, dar piatra este rece, nu? Însă este important să fii o casă pe piatră. Uitați-vă ce spune Petru, ca să vedeți de unde am scos lucrul acesta. Apropiați-vă de el. Suntem în 1 Petru, capitolul 2, versetul 4 și 5. Petru spune, apropiați-vă de el, piatra vie, respinsă de oameni, dar aleasă și prețioasă. Iar voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca o casă duhovnicească, pentru a fi o preoție sfântă, ca să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Dragilor, biserica nu este o casă de piatră, biserica nu este o construcție de piatră, biserica este o construcție spirituală, este formată din pietre vii, nu din pietre reci. Aceeași idee o spune și Pavel în Efeseni când spune, așadar, acum nu mai sunteți străini sau de alt neam, ci sunteți cetățeni împreună cu sfinții, membri ai casei lui Dumnezeu. Și continuă și spune, în el întreaga clădire bine închegată crește într-un templu sfânt. Biserica nu s-a închis. Biserica nu s-a golit, pentru că biserica este un templu sfânt în Domnul și în vreme de pandemie. Slavă Domnului pentru aceasta! În el și voi sunteți zidiți împreună pentru a deveni un lăcaș al lui Dumnezeu în Duhul. Și Petru mai adaugă ceva important aici când spune în următorul verset, căci în Scriptură se găsesc următoarele cuvinte, iată așez în Sion o piatră, piatra din capul unghiului, și de două ori folosește Petru această expresie, piatra din capul unghiului.
Hristos este piatra pe care suntem zidiți, dar Hristos este piatra care ține biserica unită în vremuri ca și acestea. Anul trecut am început să construim campusul BBSO. La câți dintre voi, și acum dați-mi voie să vorbesc puțin cu membrii bisericii și cu prietenii bisericii, la câți dintre voi vă este dor de campusul BBSO? Toată biserica o ridica mâna, toți cei cinci prieteni care sunt aici în dimineața aceasta au ridicat mâna. Domnul să vă binecuvinteze și bănuiesc că ați mai ridicat mâna așa acolo acasă câțiva dintre voi. Am început să construim campusul BBSO. Anul trecut și în luna ianuarie am avut acel eveniment frumos. Ce fain, ce bine că am făcut evenimentul ăla în 20 ianuarie, că uite, nu mai puteam face anul ăsta. A fost din partea Domnului. Ce amintiri frumoase avem cu evenimentul la care parcă a fost așa de mult, dar totuși a fost așa de frumos și nu foarte de mult. Dar când am început, acum iar m-am lungit, nu știu ce am vrut să zic de fapt. Mi-am amintit. Când am început să construim biserica aceasta și când am proiectat... Am greșit. Când am început să construim clădirea aceasta și când am proiectat această clădire, mulți care au văzut proiectul au zis, wow, e o clădire foarte faină, foarte modernă, dar nu seamănă cu o biserică. Nu seamănă cu o biserică. M-am uitat la ei și am zis, clar că nu seamănă cu o biserică, pentru că nici nu are cum. Clădirea nu poate să fie biserică, de aceea, dacă ați observat, de când am început proiectul acesta, niciodată n-am spus că noi construim biserica Speranța, ci am spus că noi construim o clădire, pentru că, dragilor, biserica nu este asta. Este frumoasă, Domnul să ne ajute să o terminăm cât mai repede și când ne întâlnim să ne putem întâlni acolo și toată biserica să spună amin, dar într-o zi biserica aceasta care acum este în construcție, care va fi frumoasă când va fi gata și clădirea aceasta, nu biserica, mă scuzați, clădirea aceasta va arde, dar biserica va rămâne. Pentru că biserica nu reprezintă totalitatea cărămizilor puse una peste alta într-o clădire. Biserica reprezintă pietrele vii care formează biserica lui Iisus Hristos. Dragilor, oare ce ne ține pe noi împreună? Dă înapoi la versetul anterior, te rog. Pentru că ceea ce ne ține pe noi împreună nu este o clădire. Ce ține o familie împreună? Multe familii stau împreună numai de dragul copiilor. Mă, ne-am căsătorit, nu prea ne înțelegem, dar avem copii acum. Mulți stau împreună numai că au rate la casă. Ce ține o biserică împreună? Stăm împreună datorită a ce? Predicile ne țin împreună, programele, YouTube-urile, online-ul, decorurile. Ce ne ține pe noi? Clădirea ne ține împreună ca și biserică? Răspunsul este nu. Pentru că dacă acestea ar fi lucrurile care ne țin împreună, în perioada aceasta biserica s-ar prăbuși pur și simplu. Dar biserica rămâne în picioare. Căci în Scriptură se găsesc următoarele cuvinte. Iată, așez în Sion o piatră, o piatră din capul unghiului. Și poate pentru noi expresia aceasta n-are mult sens astăzi. Pentru că zici, ce înseamnă piatră din capul unghiului? Nu sunt nici arhitect, nu sunt nici constructor, măi Cristi, habar nu am. Dar pentru biserica din Efes, când Pavel folosește expresia aceasta, pentru evrei, cărora Petru le scrie, expresia aceasta avea foarte mult sens, pentru că erau foarte multe clădiri în acea vreme care aveau acest arc de cerc, acest arc de cerc și... Pur și simplu, acest arc de cerc nu era ținut împreună nici de adeziv. Cei care ați avut bunici sau care aveți bunici la țară și au pivnițe, beciurile alea, au avut bunici și aveau și ei un beci din ăsta și când mergeam acolo în beci, tot timpul eram impresionat când coboram în beciul bunicilor că aveau pivnița aceea în formă de arc de cerc și cărămizile nu erau lipite cu mortar și tot timpul întrebam, dar cum stau, cum de nu cad de acolo, cum de rezistă, mai ales că deasupra ei era o întreagă construcție. Și odată mi-a povestit tata, zice, uite, ceea ce ține arcul de cerc este această piatră pe care o pui în capul unghiului. Și aceste arcuri de cerc în vremea lui Pavel și în vremea lui Petru erau la modă, să zic așa, și destinatarii înțelegeau că o construcție rămâne în picioare, pentru că e aici piatra din capul
unghiului. Și expresia din versetul 6, exact la asta se referă, la piatra din capul unghiului. Dragilor, e așa de încurajator textul acesta, pentru că a fost încurajator și pentru ascultătorii lui Petru, că Petru le spune, dragilor, nu mai e ca la Rusalii, nu mai suntem mii de oameni împreună, nu se mai pocăiesc 3.000 în aceeași zi, nici măcar nu ne putem întâlni, suntem izolați, zice Petru, că și ei erau împrăștiați în acea vreme. Și spune, cu toate acestea, Petru încurajează pe oameni și le spune, acolo unde sunteți, împrăștiați în diverse locații, să știți că biserica rămâne unită, dar rămâne unită, zice Petru, nu datorită mie, ci rămâne unită datorită lui Iisus Hristos, pentru că El este piatra din capul unghiului. Și poate vezi, zice, Cristi, nu înțelegem așa de bine ceea ce vrei să ne spui și ceea ce spune Petru cu piatra din capul unghiului. Ca să înțelegeți mai bine, prietenii mei din departamentul media au pregătit un clip foarte fain. Și clipul acesta explică, poate puțin mai bine, ce înseamnă piatra din capul unghiului. Haideți să-l urmărim în momentele care urmează. Va rezista biserica în vremuri de criză. Vestea bună este că și în vremuri grele, Iisus își zidește biserica. Pentru că biserica nu este o casă de piatră, ci biserica este o casă pe piatră. Apostolul Petru spune și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o seminție aleasă, un neam sfânt. De-a lungul timpului, biserica a trecut prin persecuții, războaie, molimă, dezastre naturale, dar biserica a fost de neoprit. Și astăzi, Hristos își zidește biserica. El, Hristos, piatra lepădată de oameni, n-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile. Dar El s-a jertfit pentru ca biserica să fie triumfătoare și porțile locuinței morților să nu o poată birui. Iisus Hristos este piatra vie, El este piatra din capul unghiului, aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Datorită Lui, biserica va rămâne unită, indiferent de circunstanțe. De aceea, apropiați-vă de El, piatra vie, piatra din capul unghiului. Și toată biserica să spună, amin. Mulțumim departamentului media și astăzi nu putem să le mulțumim aplaudându-i, dar acolo unde ești scrie o binecuvântare pentru departamentul media și haideți să îi încurajăm în felul acesta pentru toată lucrarea pe care o fac în această perioadă. Dar, dragilor, ceea ce ține biserica unită este piatra din capul unghiului și acum o să-mi cer iertare de la departamentul media pentru că vreau puțin să cobor aici. Vreau să cobor puțin jos. Pentru că locul acesta arată atât de diferit față de cum era în urmă cu 2 luni de zile. Sunt câțiva prieteni care sunt aici împreună cu mine și care urmăresc cu atenție ceea ce se întâmplă în momentele acestea. Dar, dragilor, deși astăzi, aici, în locul acesta, nu sunt pietrele vii, totuși biserica este unită chiar și astăzi. Chiar și în vremuri ca și acestea. Pentru că ceea ce ține Biserica Speranța împreună nu sunt programele. Nu este nici măcar transmisia online. Ceea ce ține Biserica Speranța împreună nu este decorul și nu sunt luminile și nu sunt ecranele și ceea ce ține Biserica Speranța împreună nu sunt predicile și nu sunt cântările și nu sunt YouTube-urile, ceea ce ține Biserica împreună este Iisus Hristos. De aceea chiar și astăzi, când Biserica este răspândită în diverse locații, chiar și astăzi când această clădire
este goală. Biserica este unită. Biserica este împreună. Pentru că Iisus este piatra din capul unghiului. Dar, dragul meu, vreau să mă opresc aici și să îți spun o întrebare personală. Și întrebarea este următoarea. Este Iisus Hristos piatra din capul unghiului în viața ta? În familia ta? Sau este Hristos o simplă cărămidă pentru tine? O cărămidă pe care o folosești când ai nevoie? O cărămidă pe care o pui la loc atunci când nu mai ai ce să faci sau citești poate un verset, două pe săptămână, sau participi la un program, sau asculți o predică, sau asculți mai multe predici în perioada aceasta. Te întreb astăzi, este Hristos pentru tine piatra din capul unghiului? Este Hristos totul, ceea ce este El, ceea ce ține viața ta împreună? Pentru că mulți oameni au înlocuit piatra din capul unghiului. L-au înlocuit pe Hristos. Și pentru mulți care ne urmăriți, fiți sinceri, hai să fim sinceri cu noi astăzi. Pentru mulți dintre voi, piatra din capul unghiului sunt banii, este jobul tău, sunt lucrurile materiale din propria ta viață. Pentru mulți dintre voi, piatra din capul unghiului sunt doar plăcerile care le oferă lumea aceasta. Statutul social pe care îl ai în această lume reprezintă pentru tine piatra din capul unghiului. Și când ți se iau aceste lucruri, întreaga ta viață colapsează, se prăbușește. Pentru că atunci când banii nu-ți mai țin viața împreună, viața ta se prăbușește. Atunci când lucruri materiale din lumea aceasta nu-ți țin viața împreună, viața ta pur și simplu cade la pământ. Dar când Hristos este piatra din capul unghiului, Hristos este piatra din capul unghiului și în vremuri bune și în vremuri rele. Hristos te ține împreună și atunci când îți merge foarte bine și atunci când pierzi totul. Hristos este piatra din capul unghiului și atunci când vine coronavirus și atunci când dispare coronavirus. Hristos este Cel care te ține împreună. De aceea Petru vine și spune, doar pe El ne putem baza. Doar El poate să își țină biserica unită. Iată, pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă. Și cine se încrede în El, nu va fi dat de rușine. Ce frumos! Cine se încrede în El, nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut. Dar pentru cei necredincioși, este o piatră pe care au lepădat-o zidarii. Și câți nu l-au dat pe Hristos la o parte și astăzi? Și câți nu îl bat jocoresc pe Facebook și peste tot? Dar piatra aceasta a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Este Hristos Cel care ține viața ta împreună. O a doua lecție care vreau să învățăm astăzi este următoarea. Izolarea bisericii nu anulează identitatea bisericii. Izolarea bisericii nu anulează identitatea bisericii, pentru că v-am mai spus astăzi, nu mă întreb așa ca să mă asigur. Apropo, prieteni dragi, Biserică Speranța, prieteni BBSO, prieteni din toată lumea, mai sunteți împreună cu mine? Sunteți, da? Voi cei care sunteți, da? Ceilalți sunt împreună cu... Ok. Deci, izolarea bisericii nu anulează identitatea bisericii. Că dacă nu mai erau, mă scurtam și un pic, dar așa mai continui puțin. Dar la tot timpul mă încurajează. Uitați-vă ce spune Petru despre, chiar în primul verset din această scrisoare. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, despre destinatarii lui. Și ăștia erau răspândiți, cum sunteți voi astăzi, către cei aleși, da? Aici, liniuța asta e o paranteză, o vrut să scrie online, către cei aleși, online, doar aducem textul la viață pentru secolul 21, care locuiesc ca străini, și care este cuvântul acesta? Haideți să-l spunem cu voce tare. Ca și străini, împrăștiați cum suntem noi azi, împrăștiați și izolați în Pont, în Galatia, și aici în Paris, când ne-a scris de acolo, în Galați, în... Capadocia, ăsta, în Cihei, în Bitinia, adică în Bihor și așa mai departe, în toată lumea, da? Oamenii erau și atunci împrăștiați. Și acolo împrăștiați. Atunci când te distanțești, știi ce se poate întâmpla de fapt?
să rămână biserica așa cum o știai, o amintire frumoasă pentru tine, dar nimic mai mult. Și acolo, fiind împrăștiat, să zici, băi, ce fain era când mergeam la biserică și cântam și ne închinam cu toată biserica și era bucurie mare și poate că oamenii erau descurajați și aveau rusaliile în minte și își aduceau aminte, mă, odată am fost la Ierusalim, odată a predicat Petru, odată s-au pocăit 3.000 de oameni, dar acum suntem persecutați, acum suntem izolați. Și poate că unii dintre ei credeau, măi, poate biserica e doar o glumă, poate biserica nu o să reziste, poate nu va mai fi niciodată cum a fost, poate că cine știe ce se va întâmpla cu noi, cine știe ce se va întâmpla cu familiile noastre, cine știe dacă o să mai supraviețuim, se gândeau unii dintre ei, acestei perioade. Și Petru le scrie acestor oameni ca să-i încurajeze. Și cum pot să încurajez pe cineva cel mai bine, amintindu-i cine este el de fapt. Și zice Petru, hei, voi vă uitați la voi și aveți impresia că sunteți un nimeni. Cine sunt eu? Ce reprezint eu de fapt? Pentru că sunt împrăștiat, pentru că sunt distanțat. Dar zice Petru, hei, voi nu asta sunteți. Nu sunteți doar niște străini împrăștiați. Nu sunteți doar niște călători. Nu sunteți doar niște peregrini. Nu sunteți doar niște străini. Însă voi sunteți o seminție aleasă. Wow! Nu suntem doar străini. Nu, ce sunteți o seminție aleasă. Dar zice Petru, vreau să vă mai spun că mai sunteți ceva. Sunteți o preoție împărătească, pe bune. Eu, Petru, tu spui despre mine că sunt o preoție. Eu, preot, preoție împărătească? Nu exista o onoare și o cinste mai mare în acea vreme decât să-i spui cuiva acest lucru. Ești o preoție, ești dintr-o preoție împărătească. Ești cineva, cu alte cuvinte, ești un neam sfânt. Dar Nero ne omoară, nu contează, ești un neam sfânt. Dar sunt atâtea ispite, Petru, dar ești un neam sfânt. Dar nu știu ce se întâmplă cu biserica, pare că se destramă. Ești un neam sfânt, ești un popor care este proprietatea lui Dumnezeu, proprietatea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu te-a răscumpărat, te-a făcut al lui și nimeni și nimic nu ne poate smulge din mâna lui Dumnezeu. Slavă lui pentru aceasta! Aceea el continuă și spune, ca să vestiți faptele mărețe a celui ce v-a chemat din întuneric la lumina lui în Iisus Hristos, dragilor. Dacă în aceste vremuri cultura aceasta în care trăim încearcă să facă ceva și ține mult la lucrul ăsta, e să ne distrugă identitatea. Să nu mai știi cine ești, să nu mai... Cultura aceasta, prin tot ceea ce se întâmplă în mediul online, prin tot ceea ce se întâmplă în Parlament, prin tot ceea ce se întâmplă în marile guverne ale acestei lumi, ceea ce se întâmplă este că oamenii încearcă sistematic să lovească în identitatea bisericii, biserica să nu mai știe cine este în această lume. Să nu mai știm dacă suntem sau nu suntem proprietatea lui Dumnezeu. Dacă suntem proprietatea lui Dumnezeu sau suntem doar un CF în lumea aceasta. Dacă suntem doar o organizație non-profit sau dacă suntem un neam sfânt. Asta încearcă diavolul. Să-ți șteargă identitatea. Că atunci când nu mai știi cine ești, în momentul acela nu mai știi nici ce să faci cu viața ta și nu mai știi nici ce să faci cu biserica în cazul acesta. Și de asta se dau legi, de asta sunt oameni care lovesc sistematic, de asta se islamizează Europa, de asta dispar bisericile, de asta se demolează biserici, de asta, mă rog, clădiri de biserici, de asta se descurajează, bisericile sunt descurajate în această perioadă, de asta sunt oameni care și în social media și peste tot lovesc în biserică. Și de asta inclusiv distanțarea socială. Efectul acestei distanțări sociale, efectul secundar al acestei distanțări sociale pentru biserică, unii se așteaptă să fie distanțarea bisericii. Dar ascultă-mă cu atenție. De înapoi la versetul anterior. Atunci când știi cine ești, când tu știi că ești o seminție aleasă, că Dumnezeu te-a ales, că Dumnezeu te-a mântuit, că El ți-a schimbat viața, că ți-a dat această speranță nepieritoare despre care vorbește în capitolul 1, când știi că ești o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care El l-a câștigat ca să fie a Lui, nimeni și nimic nu te poate smulge și nimeni nu poate să smulgă biserica din mâna lui Dumnezeu și biserica va rămâne triumfătoare. Izolarea nu poate să fure identitatea bisericii. Izolarea nu poate să schimbe identitatea bisericii, pentru că biserica va rămâne biruitoare.
mulți puțini câți vom fi, biserica până la final va birui. Am citit o întâmplare scrisă de Richard Wurmbrand, care povestea despre Rusia bolșevică și Rusia comunistă. În perioada comunismului în Rusia, la un moment dat, credincioșii, o mână de oameni s-au adunat ca să facă biserică, să se întâlnească împreună, să cânte, să se închine. Și la un moment dat, în timpul programului de biserică, au intrat KGB-știi, erau mascați, erau cu mitralierele alea rusești mari și au tras câteva focuri în aer și au zis: cine vrea să se lepede de Hristos, îi dăm 3 minute să iasă din clădirea aceasta fără să-i facem absolut nimic, ceilalți care nu vă lepădați de Hristos, rămâneți aici. 80% din biserică au ieșit afară și au plecat acasă. 20% au rămas. După ce au ieșit toți cei care au vrut să plece, KGB-știi și-au dat cagula jos, s-au uitat la cei care au rămas și le-au spus: pacea Domnului, suntem frați cu voi. Doar că astăzi am vrut să avem un program cu biserica reală. În această perioadă de pandemie, în această perioadă de izolare, lucrurile se vor cerne și în această perioadă de izolare vom vedea dacă suntem un neam sfânt sau nu suntem un neam sfânt. După această perioadă, biserica va rezista și va merge mai departe. Întrebarea este dacă tu ești o seminție aleasă, dacă tu ești sau nu proprietatea lui Dumnezeu. Întrebarea nu este dacă biserica va triumfa, biserica va fi triumfătoare, pentru că Iisus Hristos a promis că porțile locuinței morților nu o vor birui. Dar la final, când se va trage linie, întrebarea este dacă tu ești parte din biserica lui Iisus Hristos sau nu. Dacă identitatea ta a fost cioplită de cultura acestei lumi, dacă perioada aceasta te distanțează sau te apropie de Dumnezeu, aceasta este întrebarea. Și acum, la final, așa cum ne-am obișnuit în ultimele săptămâni, haideți să vedem două aplicații în dimineața aceasta, două aplicații practice. Prima aplicație este aceasta: nu fi doar un consumator spiritual, ci fi un creștin real. Nu fi doar un consumator spiritual. V-am spus la începutul acestei predici, dacă bine mi-amintesc, că e consumismul acesta eclesial care a crescut la cote atât de mari, dar Dumnezeu nu ne cheamă doar să consumăm clipuri și doar să consumăm online-uri și doar să consumăm predici și doar să consumăm YouTube-uri și doar să rămânem acolo. Dumnezeu ne cheamă să fim un neam sfânt, o împărăție aleasă, să avem o speranță nepieritoare. Cu alte cuvinte, să fii un creștin real, să fii proprietatea lui Dumnezeu, născut din nou din Dumnezeu, asta înseamnă a fi creștin real. Pentru că uitați-vă ce spune Petru în versetul acesta: cândva, zice, nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui. Și dacă suntem împrăștiați, Petru, o, da, sunteți poporul lui Dumnezeu. Cândva nu vi s-a arătat milă, dar acum, zice, vi s-a arătat milă, Hristos ți-a arătat milă. De aceea Hristos te cheamă astăzi pe tine să nu fii doar un consumator undeva distant, ci să fii o piatră vie, să fii o forță, să îți găsești biserica în care să te poți implica chiar și în această perioadă de pandemie. În urmă cu mulți ani, monarhul Spartei la un moment dat a stat de vorbă cu un rege rival și a spus: măi, zice, să vezi ce ziduri avem noi acolo în cetatea noastră. De aici și derivă termenul de spartan. Și s-a lăudat cu zidurile lui și l-a chemat pe ăsta să vină în vizită, să-i arate ce ziduri mari, ce întărituri, zice, avem. Nimeni nu ne poate cuceri. Și ăsta într-o zi a venit așa într-o vizită, ca și Kim Jong-un, sau cum îl cheamă pe ăla din Corea de Nord, când s-a întâlnit cu Donald Trump, s-au întâlnit și ăștia doi și au mers în vizită în cetatea Spartei să vadă zidurile. Și când au ajuns acolo, erau doar niște ziduri micuțe, aproape nimic, zero. Și l-au întrebat pe ăsta, zice: dar te-ai lăudat cu ziduri mari, te-ai lăudat cu întărituri mari. Și omul acesta și-a scos armata. Armata spartană. Astea, zice, sunt zidurile noastre. Oamenii ăștia pe care îi vezi. Și cu ei a cucerit războaie după războaie. Dragilor, zidurile noastre
Nu sunt pietre reci și seci din lumea aceasta. Avem nevoie de ele, avem nevoie. Toate sunt unelte. Online-ul este o unealtă, clădirea este o unealtă, programul este o unealtă, pupitrul acesta este o unealtă pe care o folosim spre slava lui Dumnezeu. Toate acestea le folosim spre slava lui Dumnezeu. Dar întăritura bisericii sunt oamenii, sunt pietrele vii, este poporul lui Dumnezeu, căreia Dumnezeu i-a arătat milă. Și cu acest popor al lui Dumnezeu, biserica va fi triumfătoare. Și vom cuceri în continuare oameni pentru slava lui Dumnezeu. A doua aplicație. Împlinește misiunea bisericii chiar și în aceste vremuri de izolare. Împlinește misiunea bisericii chiar și în aceste vremuri de izolare. Pentru că uitați-vă ce spune Petru. Zice, însă, voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor care este proprietatea lui. Ca să vestiți faptele mărețe ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Și acum, dacă eu eram în vremea lui Petru și primeam acest WhatsApp sau SMS de la el sau scrisoare, i-aș fi trimis repede un mesaj înapoi și i-aș fi întrebat, auzi Petru, tu te referi să facem chestia asta după ce termină Nero cu nebuniile lui, nu? Și cred că Petru ar fi trimis repede un mesaj înapoi și ar fi spus, mai sunteți cu mine. Da, ce ar fi spus Nero? Care? Ce ar fi zis? Acum, Dumnezeu vă cheamă ca să vestiți când? Astăzi, faptele mărețe. Dragilor, mulți dintre voi credeți că biserica, sau avem impresia, ispita aceasta să credem că biserica a intrat în această perioadă de vacanță. Pentru că nu ne mai întâlnim, pentru că nu ne mai vedem față în față, pentru că nu se mai întâmplă lucrurile așa cum se întâmplau. Dar astăzi vreau să-ți dau o veste bună. Biserica nu e în vacanță. Biserica este vie, este un templu al lui Dumnezeu, este un templu sfânt, este bine închegată. Hristos este piatra vie, Hristos este viu, nu este în mormânt. Hristos este piatra din capul unghiului. Hristos ține biserica împreună, dar o ține cu un scop, ca să vestiți faptele mărețe ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Slavă Domnului! Și în această perioadă, Hristos ne cheamă să vestim în continuare minunile Lui, să vestim faptele Lui mărețe, să spunem unei lumi pierdute, unei lumi dezorientate, unei lumi distanțate, că Iisus este împărat, că Iisus a murit, că Iisus a înviat, că Iisus s-a înălțat, că Iisus este viu, că Iisus mântuiește, că Iisus eliberează, că Iisus rupe lanțuri, că Iisus își ține biserica împreună. Asta ne cheamă Hristos și astăzi, de aceea nu suntem în pauză, nu suntem în vacanță, împlinește misiunea bisericii chiar și în vremuri de izolare, Hristos ne cheamă să facem lucrul acesta, pentru că Petru folosește aici această metaforă a bisericii, o compară cu pietre vii și folosește mult metafora în capitolul acesta. De multe ori se repetă când spune apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni. Și am stat și m-am gândit, oare când a primit Petru această metaforă? Când i-a venit în minte această metaforă? Și mi-am amintit. Pentru că într-o zi, Petru și ucenicii erau împreună cu Domnul Iisus Hristos. Și Iisus le pune o întrebare. Și spune Iisus, măi băieți, cine zic oamenii că sunt? Eu. Și fiecare își dă cu părerea, dar la un moment dat Petru spune, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și și în acel moment, Hristos se uită la Petru și face o afirmație șocantă și spune, auzi Petru, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Și acum Petru scrie această scrisoare. Și te aștepta ca Petru să spună, eu sunt Petros, eu sunt piatra. Și Hristos zidește biserica pe mine, că așa au zis. Uitați-vă numai în arhivă, uitați-vă la YouTube-ul ăla. Dar Petru vine și spune, apropiați-vă de el, pentru că el este piatra vie, respinsă de oameni, dar aleasă prețioasă înaintea lui Dumnezeu.
Petru a știut că nu Petru ține biserica, ci Hristos ține biserica. Petru a știut că biserica nu este a lui Petru, ci este a lui Hristos. Și de aceea Petru spune, apropiați-vă. Și cuvântul acesta m-a lovit în această săptămână, apropiați-vă. Pentru că de două luni auzim aceleași cuvinte. Distanțați-vă. 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 Stați acasă. Distanțați-vă. Și pentru mine, acest cuvânt a fost o mare încurajare. Apropiați-vă. În această distanțare socială, apropiați-vă de Dumnezeu. Pentru că, prieteni dragi, dacă fiecare dintre noi în aceste zile ne apropiem de Dumnezeu, apropiindu-ne de El, ne apropiem și unii de ceilalți. Și dacă în aceste vremuri ne apropiem de El, când ne vom reîntâlni din nou, știți cum va fi? Ca și cum nu am fi plecat niciodată din locul acesta. Ca și cum nu ne-am fi distanțat deloc ca și biserică. Pentru că toți avem o piatră din capul unghiului și suntem uniți și ne apropiem de Cel care este stânca noastră. Biserica nu este o casă de piatră, ci este o casă pe piatră. De aceea, astăzi te chem să te apropii de El, de Iisus Hristos, acolo unde ești. Indiferent cum ești, indiferent cum este viața ta, apropie-te de El, de El, Cel care este stânca vie, Cel care este Iisus Hristos, Domnul nostru, Cel care este piatra din capul unghiului. El îți poate schimba viața, El poate să facă din tine o făptură nouă. Astăzi, acolo unde ești, va mai fi biserica ceea ce a fost. Eu sper să nu fie ceea ce a fost, ci sper ca biserica și cred că biserica va fi triumfătoare. Cred că va fi mai vie, cred că va fi mai triumfătoare datorită lui Iisus Hristos. Cred că va fi mai biruitoare, cred că va fi mai curată, cred că va fi mai cernută. Cine este sfânt, spune Apocalipsa, să se sfințească mai departe. Cred că în această perioadă Hristos își curăță biserica, Hristos își sfințește biserica. De aceea, apropiați-vă de El, un neam sfânt, o proprietate a lui Dumnezeu, va mai fi biserica ce-a fost. Cu siguranță, Dumnezeu continuă și Iisus va continua să-și zidească biserica. Așa cum stăm, hai să închidem ochii. Și dacă Dumnezeu îți vorbește, Hristos te cheamă astăzi acolo unde ești, să iei o hotărâre. Și astăzi noi facem programul acesta nu de dragul programului, nu doar ca să mai adăugăm la online-urile care sunt, ci facem programul acesta ca să vestim minunile lui Iisus Hristos. Ca să vestim ceea ce Hristos a făcut pentru tine în locul tău, pentru ca și tu acolo unde ești, poate ești în Oradea, poate ești în Bihor, poate ești în altă zonă din România, poate că ești în altă țară din Europa, poate ești pe un alt continent, nici măcar nu contează. Hristos este Cel care unește continente, Hristos este Cel care ne unește pe fiecare dintre noi. De aceea, astăzi, acolo unde ești, ia o hotărâre și spune, Doamne, și eu vreau să Te urmez. Nu vreau să fac din Tine, Doamne, doar o cărămidă din care să pun undeva în viața mea ascunsă, ci, Doamne, vreau să Te pun în vreau să fii piatra din capul unghiului în viața mea, în familia mea, în slujba mea, în tot ceea ce fac. Și, Doamne, mă rog în aceste momente, îți mulțumim că ești atât de frumos, îți mulțumim că Tu ești Cel care a biruit și îți mulțumim că biserica va fi triumfătoare, Doamne, nu datorită nouă și a ceea ce știm noi să facem, ci datorită Ție. De aceea, Doamne, Te chemăm astăzi, Te chemăm așa, Te chemăm atât de mult, Doamne, să vii în mijlocul bisericii. Doamne, continuă să-Ți sfințești biserica, continuă să-Ți curățești biserica, continuă, Doamne, să ții biserica unită. Doamne, sunt oameni care au nevoi speciale în aceste vremuri grele, sunt oameni care Te cheamă, sunt oameni, Doamne, care tânjesc după Tine, sunt oameni care poate sunt bolnavi, sunt oameni care se luptă cu coronavirus, sunt oameni care au pierdut pe cineva drag, sunt oameni, Doamne, care suferă, sunt oameni care au trecut prin accidente, sunt oameni care trec prin boală chiar acum. Doamne, îți mulțumim că Tu ești Cel care stai în capul unghiului, ești Cel care ține biserica unită și când este bine și când este rău. De aceea, Doamne, continuă să zidești biserica. Și astăzi, dacă sunt oameni care au nevoie de mântuire, Doamne, în momentele acestea, Te rog să Te apropii de fiecare în parte și să oferi mântuire. Îți mulțumim că Tu Te-ai apropiat de noi, pentru ca și noi să ne putem apropia de Tine. Și astăzi, Doamne, exact asta vrem să facem. Să ne apropiem
de tine. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Am hotărât să mergem după Domnul Iisus până la capăt. Hai să proclamăm asta, acolo unde ești, în casa ta, cântă împreună cu noi, spune: m-am hotărât.
Aleluia. Amin. Mulțumim pentru mesajul din dimineața aceasta, mulțumim pentru închinarea din această dimineață, mulțumim că ați fost cu noi în această dimineață. Și dacă astăzi ai hotărât să-L urmezi pe Iisus, dacă vrei să te apropii mai mult de El, vrem să știm acest lucru și vrem să ne bucurăm împreună cu tine și vrem să fim alături de tine. De aceea te invit să completezi formularul de contact de pe site-ul bbso.ro sau să ne scrii un e-mail la adresa amin@bbso.ro. Haideți să continuăm să ne apropiem de El și în săptămâna care ne stă în față. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Pe veci, viața tu!